Neața, s-a trezit dulceața, adică eu și ale tale buze moi. Stai să fac puțin ori de pe aici, că abia ce m-am trezit. Doamne, ce păr am în cap să-ți iau cafeaua. Stai să-mi iau cafeaua. Nici acum n-am reușit să-mi iau o cană. O cană, ca să fie treaba, treabă. Neața, s-a trezit dulceața, adică eu și ale tale buze moi. Stai să mai pun ceva sub ăsta. Ce să pun? Mamă, ce mă nervează ăsta, că nu stă și el mai sus, să mă văd și eu ca cătării. Să mă văd și eu a cătării. Înțelegi? Trebuie să mai... Da, uite aici este, mă. Bravo. Bravo. Așa mă vedeți altceva? Neața, neața! Se topește dracu plasticul ăsta. Băi, n-am reușit și eu să iau o cană cu neața sau cu dăscu reveneală. Că le-am lăsat la Berlin. Neața, neața, să trezi dulceața, adică eu... Deci, n-am reușit să-mi iau o cană și am făcut în shake-ul de plastic de la Herbalife și miroase a plastic. Dar lasă că este bine, știi? Dacă e de bine, lasă, dă-ți cu reveneală, m-a lămurit și cu mine, stai liniștit. M-a lămurit și cu mine. Deci asta este o cafea cu plastic în această dimineață, ca să știți. Este o cafea cu plastic. Așa, dragii mei, a primit dulceața un colet. Și vreau să vedem împreună ce putem să găsim aici. Mamă, ce roșu. Încă mă ustură fața. Mă ustură tot corpul. Hei, cum stai cu stomacul? Foarte bine. Deci, cum am trezit, bombă. Deci, mi-era așa rău. Aveam insolație. De la atâta usturoi. Doamne, deci am mâncat. Deci, fai de capul meu. Deci, mă simt super. Super, super. E zăpadă, da, la Suceava, da, ta na 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 na. Neața! Neața, neața, s-a trezit dulceața, adică eu și ale tale buze moi. Neața de la Arad! Neața! Haide să vedem. Oare ce avem noi? Stai, fă, că nu mă mai văd. Nu mă mai văd, fă. Stai să dau asta. Cafea asta care miroase a plastic, că nu mi-a venit cana, înțelegi? Ca să fie treaba, treaba. Neața, s-a trezit dulceața, adică eu, fă. Wow, avem bule, ia. Mamă, ce place să fac așa la bulele astea. Ia, ia uite. Mamă, ce-mi place de mor. Mamă, m-am ars rău. Vai leu, aici. Vai leu, maică. Vai leu. Stai așa, că aici mi-a venit în același colet și produsele pentru Claudia. Nu știu cu ce să încep, că sunt foarte, foarte multe. Aveți aici un site, aveți un cod de reducere BOTE15. Dacă intrați pe site, o să aveți și voi reducere 15%. Am auzit că sunt niște produse foarte bune și zic, hai să le încercăm. Asta e pentru bărbați. Deci, ce avem aici? Daily Scrub with Aloe Vera and Strawberry, cu căpșuni și cu aloe vera. Asta e, ia să vedem. Ia să vedem, să vedem, să vedem ce o să ia. Aveam nevoie de aloe vera, că și așa sunt zi. Și așa sunt, vai mama mea. Neața, dulceață, neața. Am primit și eu, dragă, produsele mele de întreținere, da? Că orice dulceață trebuie să se întrețină, fa. Înțeleg? Mamă, cu miroase, ferească-te Dumnezeu. Deci ferească-te Dumnezeu cu miroase această cremă. Este cu dulceață și cu aloe vera. Deci n-ai cum. Ia. Bă, asta sigur nu se mănâncă? Stai să văd dacă e comestibilă. Ia să vedem. Nu e comestibilă. Ia să vedem. Este un scrub care se dă pe față. E cu aloe vera. Așa vreau să le încerc pe toate. Pentru că orice bărbat trebuie să aibă grijă de ten. Și îmi place că au și produse pentru bărbați. Dar crema asta este bună. Că scrubul știi că te ajută să-ți iei punctele negre, știi? Ca să fie treaba, treaba și aloe vera, calmează și arsurile. Neața, neața, s-a trezit dulceața, neața, fă neața. Mamă, cu miroase asta, îți vine să o mănânci. Fă-i fat. Mai, de capul meu, cu miroase crema asta. Deci cu miroase crema asta le și uite are cu aloe vera și căpșuni. Deci cum? Uite, și tică, cu neața s-a trezit dulceața, m-am dat și cu dulceața pe față. Ca să fie treaba, treaba, ca să fie bine, ca să nu fie rău. O las așa puțin și pe aceea o să mă spăl. Neața dulceață, miță, mică, miță, miță. Puteți să intrați și voi pe site. Dacă folosiți BOTE15, aveți și voi 15% reducere la produsele astea. Ia să vedem. For Men. Ce este asta? Creative Cream. Asta este... pentru păr. Pentru părul meu blond. Pentru părul meu blond. For Men. Wow, ce-mi place, ce-mi place, ce-mi place. Asta, îmi fac părul. Stai așa că îmi fac părul. Stai să deschid. Neața s-a trezit. Este un fel de... Mamă, ce mișto e o cremă, ia. Ia. Ia să vedem. Vai, cu miroase leșin. Ia uite, mamă, ce mișto îmi face. Și îmi place că eu am blondul ăsta
Eu înainte foloseam fixativ, dar acum am nevoie de zi, de o fel de ceară, o cremă, care să-mi dea impresia că e puțin nut, ca să se vadă mai mișto blondul ăsta din păr. Trebuie să deschide site-ul tău. La site-ul meu încă lucrăm, v-am pregătit niște surprize, deci o să fiți șocați. Stați așa, mai durează câteva zile. Ce surprize vă așteaptă, pai, cade mâța din pod. Neața dulceață, neața, neața. Asta e crema de păr pentru bărbați. Sunt și pentru femei o groasă. Dacă intrați pe site, o să vedeți. Aici ce avem? Stai să văd că nu știu care a lui Claudia, care... Pudră cu efect de volum. Pudră cu efect de volum. Asta este pentru Clau. Trebuie să punem deoparte. Ia să vedem aici. Black Mask. Wow, Black Mask. Masă de față. Ah, e masca aia neagră. Masca aia de la Red One. Aha. Red is Red One. Tare. Abia aștept să folosesc, că eu am și o problemă. Ca tot omul. Neața, Răzvan. Neața, dulceață. Neața, neața. Ce faci? Ce să fac? Ia-mi și mie. Îți dau banii pe 15 la salariu. Bună dimineața, trezit dulceața. Ce faci? Uite, deschid un colet. A venit un colet plin cu produse. Asta e tot pentru măr. Pentru măr. Pentru bărbați, am vrut să zic. Ia să vedem. Freshnet. Băi, ești nebun, nu vine să cred, eu n-am știut că există așa. Deci este tonic pentru păr. Este tonic pentru păr. Deci eu n-am văzut în viața mea așa ceva. N-am auzit, n-am văzut, maică, că eu-s plecat de mult din țară. Ce tricou mișto ai. Deci este un tonic cu mentol. Vai, Leo, ce mișto miroasă. Un tonic pentru păr. Belea, că eu am părul ăsta blond acum. Deci asta, bamba, bamba, bamba. Mai am o cremă pentru bărbați. Am două creme, cu aloe vera și cu dulceață. Ca să fie treaba, treaba. Ce fericit să fac când primești șocolete. Ia să vedem aici. Asta este pentru Clau. Asta e pentru feti. Ia să vedem aici. Mască de detoxifiere. E ceva de genul. Asta sigur este tot pentru Clau. Așa. Aici este maxim control. Asta e ceară. Asta este ceară pentru păr. Ceară pentru păr. Dar super tare. Au și dalea și dalea și dalea și dalea. Folosesc eu tonic pentru păr. E super bun. A, tot de la Redis, Red One? Fă, spune, mai ai avut o declarație pe propriu, răspunde că nu ai corona sau ceva. Ți-au cerut la aeroport? Da, normal că mi-au cerut. A, uite, keratină. Asta e pentru Clau, sigur. Este balsam, condiționer. Cu keratină. Așa. Ia să vedem. Uite, pentru men, aftershave. Oh, bun. Aftershave. Pentru bărbat, fă? Pentru mine, fă ăla. Ăla e pentru mine. Ia să vedem aici. Serul pentru îngrijirea părului. Asta e pentru Clau, pentru scalp și pentru păr. Așa. Bă, aștept să vină aia, că el a alergat. Apă de colonie conferă prospețime și răcorire datorită proprietăților sale alese cu grijă. Mamă, iau-te și pe ăsta, gold, vai, lău, ce bine arată, păi, intrați și voi pe site, au super prețuri, super oferte și dacă folosiți și codul BOTE15, aveți reducere 15%. Codul îl puneți la final, la coș, aveți acolo să adăugați un cod. Ia, asta este anti-hair loss. Ah, să nu scadă părul, ca să nu scadă părul, vai, lău, dar câte produse sunt aici, frățiuer, frățiuer. Asta este mască cu keratină, mască cu keratină. Astea voi trebuie să știți, femeile. O să vă explice Clau, o să facă și ea un live. Să vă explice exact că ea le folosește de mult timp. Aici avem un șampon. Asta e tot al lui Claudița. Asta este pentru mine. Deci am așa, cremă pentru păr, tonic pentru păr și asta este ceara pentru bărbați. Deci asta e ceva de vis. Nebunule, bravo, te respect, eu fac chiftele. Aulu, nu spune de chiftele că mor. Nu spune de chiftele că mor. Uite, o mască de păr cu usturoi. Deci asta mi se pare super tare. Am auzit că usturoiul este super bun pentru păr. Și masca asta am auzit că face minuni. Minuni. O să o iau și eu de la Claus, să mă dau și eu cu ea. Așa, aici ce mai e? Pentru bărbați. Ce tare, cu keratină pentru barbă. Mamă, ești nebun. Ia uite, un ulei cu keratină pentru barbă. Bombă. Mamă, să vezi ce barbă o să am o barbă. De unde putem cere produsele alea? Uite, am lăsat eu aici un site. www.redist-reddan.ro și folosiți codul BOTE15 și aveți și reducere la 15%. Și aici, șamponul cu usturoi.
Băi, am auzit că șamponul, uite, aveți așa, șamponul și masca cu usturoi, le găsiți pe site acolo. Puneți și codul de reducere 15%. Am auzit că șamponul ăsta cu usturoi este bombă rău de tot. O să fuș eu de la Claudia. Dar cred că se pot spăla și bărbații. Nu cred că. Cred că este universal și pentru și pentru. Dar mi se pare foarte tare șampon cu usturoi, știi? Ulei pentru barbă folosesc eu și e bun pe lângă hidratarea, ajută la creștere. Tot de la Redist? Redist? Bun, ia să dau cu puțin ulei de ăsta pe barbă să vedem. Sau nu e? Ba da, e ulei. Ia. Mamă, ce tare că eu sunt nebunit cu barba. Eu dacă îmi dau barba jos zici că sunt copilul. Mamă, cum miroase. Mamă, cum miroase frățiuer cu keratină pentru barbă. Fătălăule, nu te mai da mare. Lasă, nu mai fi invidios. Sunt super produsele. Doamne, degeaba faci tratamente pentru păr dacă nu faci tratament intern. Cum adică? Numai de la ei folosesc mereu. Mamă, deci să-mi pune, am auzit foarte multe lucruri bune de ei. Și zic, hai să le încerc și eu, că eu sunt și eu. Adică nu prea mă dau eu așa mult cu creme și așa, dar când a 30 de 30 de ani, mai e și nevoie. Cu siguranță se fac livrări și în străinătate. Intrați direct pe site, folosiți și codul de reducere. Bote 15, exact cum îl aveți acolo. B cu B mare, bote 15 și să aveți și reducere. Și nici nu sunt scumpe produsele, sunt super bune. Am auzit numai vorbe bune despre ei. Și... mamă, deci, fai leu cu miros, deci leșin. Dar vreau să-l văd pe ăsta cu miroase cu usturoi, că sunt leșinat. Ia. Da, miroase usturoi. Ia. Mamă, ce mișto miroase. Deci nu miroase deloc ca usturoi. Dar m-au zis că asta cu usturoi, șamponul și balsamul cu usturoi, ci că sunt bombă. Spune-mi, te rog, ai scris? Ai scris-o de mână că am nevoie să-mi spui play pe două? N-am înțeles. Neața, dă-ți cu reveneală! Trebuie să mă interesez exact cum să le folosesc, să intru puțin pe site, să mă documentez la descriere. Deci este plin de produse aici, plin de produse, abia aștept să vină și Clau, nici nu mai știu care sunt ale mele, care sunt ale ei, dar nu contează. O să-i fur la asta acum niște șampon de ăsta, fără să știi, deschizi sticla și pun și eu puțin șampon într-o sticlă. E usturoi din China. Cum, dragă, usturoi din China? Spune-mi, te rog, ai scris-o de mână că am nevoie să-mi spui play pe 20, iartă-mă că insiști cum fac ce trebuie. Cum fac? Ce nu înțeleg, dragă? Ce trebuie și unde? Ce să faci? Ce să... Se fac, cu siguranță se fac și livrări în străinătate. Ai scris o declarație de mână. Ah! Deci fii de atent. Deci, în momentul în care ajungi în aeroport în România, completezi o cerere de mână sau poți să intri, vedeți că este un site, puteți completa online și o scoateți la imprimantă. Intrați pe știrile ProTV, că nu mai știu exact. Căutați pe știrile ProTV, era știrea cu site-ul respectiv. Dacă nu găsiți site-ul, chiar nu mai știu cum se numește site-ul respectiv, completați o cerere de mână acolo, după aceea treceți pe la un control de la DSP, vă întreabă de unde veniți, câte zile a stat și decide dacă rămâneți în carantină sau nu. Vă controlează, vă ia temperatura și dacă ei decid că nu stați în carantină, chiar dacă veniți din Germania, atunci îți dă foaia aia și pleci mai departe. Și gata, aia a fost tot, eu n-am stat în carantină. Răzvan, care-i codul de reducere? Uite, am lăsat aici în descriere, bote 15, bote cu B mare, bote 15. Deci faceți comanda, vă adăugați produsele în coș și la final când completați adresa și toate cele, aveți acolo să adăugați cupon de reducere. Și adăugați bote 15 și aveți reducere 15%. Produsele nu sunt scumpe, produsele sunt profesionale, sunt super bune. Am auzit mai vorbe bune de ele, Claudia Stoica le folosește de foarte mult timp. Sunt produsele noi, acum am primit produsele de bărbați, am primit produsele de femei. Și abia aștept să le folosesc. Deci eu, deci tu cum mi-a lăsat fața asta cu aloie și cu dulceața. Deci, mamă, uite ce fină e fața. Am văzut, mulțumesc, produsele sunt românești? Nu cred că sunt românești. Mi-ai pus o întrebare, deci chiar m-ai băgat în... Deci nu știu ce să zic. Nu cred că sunt românești. Ia să vedem. De unde sunt produsele? De unde trebuie să... A, nu, cred că sunt turcești. Văd că scrie ceva în turcă. Cred că sunt turcești. Sigur sunt turcești. Nu știu să nu mă fac, o să vedeți pe site. Acum vreau să intru și o să citesc despre fiecare produs în parte pe site, ca să văd ce și cum se întâmplă și să văd cum se folosește fiecare produs în parte, de câte ori pe zi, că am și pentru păr, am și pentru față, am și pentru barbă. Deci am așa, 3 produse pentru păr, crema pentru față, am ăsta pentru uleiul cu keratină pentru barbă. Dacă vrei să-ți crească barba, folosești uleiul dimineața și seara. A, super tare!
Așa, ia uite, dimineața și seara, te-ar soarele, Răzvan, foarte tare m-ar soarele. Deci, dragii mei, în Germania se găsesc, dragii mei, pentru cei din străinătate, intrați direct aici pe site, cu siguranță fac livrări și în străinătate și intrați direct pe site. Pe www.redist-redone.ro. La final, completați adresa după ce v-ați ajuns mirosul de usturoi. Nu miroase a usturoi, să știi. Completați codul de reducere la finalul comenzii cu bote 15 și o să vă scadă din comandă 15% reducere. Vreau jumătate, n-am dormit toată noaptea. Crede-mă că și eu. Intrați pe site, costurile, produsele nu costă foarte mult și sunt super bune. Jumătate am găsit și eu la magazin, de-aia am și cumpărat că mi-era poftă, ca să știi, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Stai că s-a răcit și cafeaua. Bombă! Neața, s-a trezit dulceața. Mulțumesc, m-am crezut că trebuie să fac și înainte să plec în limba germană. Nu, 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 stai liniștită. Vă pup, dragii mei, să aveți o zi minunată. Știți că revenim cu live-uri și mai târziu. Aștept pe Claudia să vină și ea să își vadă produsele. Și mai plecăm pe undeva. Vezi că l-am comandat. Dacă nu-i place lui bărbat, nu te bat. Ce-ai comandat, Mădălina? În America trimite cu siguranță, trimite peste tot în străinătate. Ce-i comandă Mădălina? Că la câte produse am prezentat aici, nici nu știu. Deci abia aștept. Asta, eu cu barba. Eu sunt cu barba. Deci eu pentru mamă. Deci. Cu siguranță, intrați direct pe site, pe www.redist-redone.ro. Vedeți acolo, aveți toate produsele, vi le adăugați în coș, citiți detalii, informații, trimiteți mesaje dacă nu sunteți în regulă cu ceva anume. Și la finalul comenzii, când completați adresa, folosiți bote cu B mare, da? Deci exact cum am scris aici, bote 15 și aveți și reducere 15%, deci e bombă. Ai grijă de tine, nebună, o zi frumoasă, hai fugi pe plajă. Nu mai ce plajă, că sunt în Berlin, auzi, sunt în București. Uleiul de barbă cu keratină, trebuie să fie. N-ai văzut că a mai scris cineva că îl folosește și a zis că este foarte bun. Keratin, care oil. Deci n-are cum să nu fie bun. Keratina e keratina, frate. Keratina e keratina. Deci abia aștept. Ne-am auzit dimineața și seara. Oricum intru acum pe site să mă documentez de fiecare produs în parte. Bărbasă nebună ce ești, ca să fie. Ești frate cu Amanda Regina Nopții? Nu știu cine e aia. Sunt la super preț produsele. Pe asta zic, aveți super preț și mai aveți și reducere 15%, așadar profitați, dragii mei. Ce să vă zic, zi frumoasă și ne revedem la un alt live tot aici. Pe nebunie! Vă pup!